Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod după foarte mult timp aici pe YouTube cu un nou brawler și ultimul rank 30, pentru că Maxul a fost ultimul brawler pe care a trebuit să-l facă în 30. Se pare că avem o problemă de rezolvat imediat, că s-a blocat. Bineînțeles că suntem alături de Marian și de Adiță și le mulțumesc suflet că este ora 1.44 că filmez lucrul acesta. Vedeți bine că a făcut și 50.522 de trofee, deci am pușat într-o zi vreo 600 de trofee. Atenție mare de tot, la momentul de față sunt pe locul 26 global ca trofee și local pe 1, dar s-a mutat Daniel între timp. Și da, nu uitați de butonul de like să facem cât mai multe like-uri, peste 8000 de like-uri dacă se poate, ar fi minunat, asta este targetul. Cu numărul de limpe și 8 să-l aveți în permanență, pentru că dacă cumva cumpărați bunășchii sau ceva de genul, să-mi dați tag pe Instagram. Și totodată să participați la extragele de brawl pe zi nou sezon. Eu am cumpărat deja skin-ul pe Jin, pe care îl vedeți voi aici. Ia uite-l. Deja l-am luat. Urmează și următoarele să le iau pentru pin pe cul acela la final. Hai să dăm drumul, jucăm pe Hozon. Am pușat astăzi așa. Deci am pușat un K, Biu, Obidu, Danamaicu, pe Siege. Am pușat Lu la loc un K și cam atât, cam așa zbalul. Și urmează acum, dacă se poate, Maxu, pentru că am scăpat destul de mult de matchmaking și e lejer. Și vor mai urma, și Darilu, am uitat și de Daril, că și pe Daril am pușat 1000 de trofee. Va mai urma acum să facem un K trofee pe Squeak, Griff. Și ce mai am pe acolo? Dacă mergi mechi pe du, probabil mai lucrat sigur că o să facem. O să fac un 51.000 de trofee cu ei, cu brawler aceștia pe care o să-i pușez. Bineînțeles că sunt live pe Trovo, deci dați un mare follow pe Trovo, pe primul le scrie, pentru că acolo pușăm noi și cel mai mare push a fost pe Trovo. Și da, încercăm să facem un cap pe tot brawlerii, să vină brawler nou să fac 52.000. Și poate dacă mai fi, o vom mai juca ceva pe Trovo așa, cu un alt brawler un cap plus, vom juca meta sau eu știu, ceva de genul ăsta. Astfel încât să fac mai mult de 52.000. Vedem cum o să fie timpul, cum o să rămână timpul. Ia să ne mai caut un om. Vedeți că deja ne bagă random. Și avem matchmaking așa pierdut. Încât sunt random. Da, hai că a găsit, e perfect. Dynamite, Sandy și Kobe. Tare mie să nu fie snipe, dar snipe la ora asta? Pe tu mai ziceam, da. Petro. Nu este snipe, se pare că sunt oameni pe bune. Cum a sunat asta, oameni pe bune. Nice, așa s-a luat deja bătaie. Mamă, vezi cum m-a omorât anul? Iut, pot spune că din greșeală a dat hit-ul ăla. Dar bine m-a băgat în el, dar era Sandy. E chill. De ce da numai că acolo s-a dus Adiță Rush? Nu e o idee bună. Ce stă Sandy la perete, mă? Salut, Sandy. Pasenii? Mamă, ce panică are. Eu v-am zis că de efectiv din greșeală a dat Dana Mike acolo hit-ul. Are o panică Dana Mike în el de n-ați văzut. Așa ceva. Uite pe Dana, uite pe Dana, mamă, dă la tot ce, tot ce se poate, mă. Deci dă Dana Mike la tot ce se poate, dude. Ok. Hai că am rezistat. Bine, eu nu mai trebuie să mai stau pe zona asta, dar stau ca să o apăr. Păi, da, cam asta e meciul, adică nu văd să mai poată reveni, părerea mea. Ia vezi ce defense fac. Bă, băiatule, bă, te defense pe ei. S-au pus pe zona aia, mă, s-au enervat pe zona aia. N-au apucat să dau gadget. Aoleo, 96%. Trebuie să mai vină Marian, să mai am un procentaj, încă unul mai trebuie, gata, asta a fost. Bă, ce s-au chinuit ăștia, bă, nebunilor. Bă, băiatule, mă, nu ne așteptam la așa meci. Mamă, dar cât de frumos arată acolo cu 50.528 de trofee, mi se pare insane. Din arată prea bine. Mai ales bara aia full acolo și cu badge-ul. Revenim cu următorul meci, că o să mai stăm ceva meci, mai clar. Gata, haideți că ne-a găsit un nou meci. Avem Jesse acolo. Ok, Jesse ce drepte că e foarte bună, e și Amber-ul, deci iau compul meta dacă stau bine să mă gândesc. Îți dau acolo niște hituri neapărat. Am reușit să-l salvez.
O să vină Amber cu siguranță. Am reușit să fac pasul înapoi. Am și super aici, o să-i dau super foarte curând, nu, Marian? Bam, l-am invocat. Bine, acolo l-am salvat pe Adiță. Pentru moment. Pentru moment l-am salvat, că acum o să fie problema mare. Am reușit acolo. O să vină ăsta aici. Ok, o să încerc să mă feresc. Va da super acolo Adiță? Nu va da. Bun, m-am ferit. Aici va da Amber pentru că e panică. Îi dau niște hituri. Na, asta a fost meciul. Ia uite mă, mamă. Am zis că dau hitul ăla pe prietena, mai contează. Bă, ce de tică i-au avut meta. Pare mi se că sunt români. Se poate că nu. Da. I-au avut cel mai bun comp de pe mapa aceasta. Ca să se joacă Nita, Jesse, Amber, Ems. Cam atât aici. Și Ashe cu heal. Dar revenim cu următorul meci. Hai cu nou meci. Mai băgăm aici reacții pe Trovo. Mai ne distrăm. Mai un alta. Ce să și facem și noi. Ia uite-l pe ăsta. Bă, nebunilor. I-a dat și heal. Mamă, și Ems aici. Nu e casă. Au un comp destul de bun oamenii. Nu mă, și hitul ăla a făcut ce băguit e. What? Ia uite-l pe Leo, mâncat. Ce șansă să am o vere să-l cunosc, să-l știu. N-am cum, n-am cum. La Leo ăla nu-l știu, dar e important că s-a dus acolo oraș. Adiță se duce pe cel și o să-l omoare. Probabil să revenim, nu se știe. Nu se știe asta, trebuie să sunt foarte calm. Bine s-a desblocat Adiță, bine de tot. Bă, și Leonul ăla încă mi se pare un caracter foarte nervant, bă, pe bun. Ia uite-l, mă, frate, apare din care. Bine că l-am urât acolo, am dat niște hituri bune. Bine a jucat acolo, băieți, bine. Fie-l nebă să fii de Leon. Dă sufletul, băiatul meu. Gata, haideți că ne-a găsit în cu meci. Surge pe Felio, să-i dea teleport. Eram sigur. E în regulă. Ce mai era, că nu mai știu ce era. Era Spike. Sincer, nu prea-mi place Sergiu. Nu prea-mi place compul lor, de fapt. Și de drept. Să-și dea teleport. E bine, speră. Mai trebuie partea aceea. Ok. Da, s-au descurcat super bine, băieți, se pare. Nice! Ăsta e meciul. Avem 991 și mai trebuie încă 2 meciuri pentru a face ultimul Brawler Rank 30. Tot contul full Brawler Rank 30. Și bonus 50.500 și ceva, aproape 50.600 de trofei. Mamă, avem Leon. Leon Rico, mâncați. Ce joc ăsta, Penny? Joacă golanul, Penny, mă. 284 viață. Cam puțină. Hai, că m-am dus. Mamă, uia, că mi-ai dădeam un hit acolo, l-am urat și Părico și era forță. Ia să revenim în forță. Și stă patronul. N-am apucat să bat ureta. Trebuie să bat ureta neapărat că e nervantă rău de tot. Foarte nervantă.
Nice. Bă, ești nebun. Bă. Mamă, Rico ăla chiar a jucat-o de toți banii, fără ca atent, că trebuie să ducă acolo Marian pe zona. Se stragem de zonă. Doamne ferește, bă, dar chiar s-au chinuit ăștia ceva. Rico ăla m-a jucat ce m-a jucat pe acolo. Da, am mai avea un match, un singur match pentru Max. Rank 30. Ultimul meu brawler. Dacă treaba merge bine, asta ar însemna ultimul meci pe acest episod și rank 30 pe Max. Ia să vedem. Cred că este Snipe, exact. Pentru că mă mira faptul că nu prea avea ce să caute. Nu avea ce să caute Bo pe mapa asta. Fără doar și poate. Ia uite-l mă ce joacă Colt. Mă, Colt, mă. Vai, dar ce joacă Colt, bro. M-a uimit acel Colt cu play-ul vieții. Play-ul carierei. Carierei. Bă, Colt. Mi se pare ireal lucrul acesta, da. Mulțumesc, Sipica, pentru meci. Se pare că ăsta este meciul pentru Max Rank 3, mamă cum a sunat ăsta. Max Rank 30 și 50.564 de trofee. Locul 26 global sunt. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare acolo, puternic mare like și probabil în continuare o să mai pușesc pe Penny să o fac și eu Rank 30, cât mai avem pe Hozon. Pe Penny și o să mai urmeze, vedeți voi bine pe aici, Colonel Raps, Bo, Carl, Rosa, Griff, vreau ăștia ca să mai pot face, în fine. Toate cele bune, ne vom vedea data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Subscribe!